Filarmonica Oltenia vă invită vineri începând cu ora 19 la un spectacol inedit intitulat Umorul în jazz. O trupă din Sibiu va aduce pe scenă o combinație unică de muzică și umor, alături de proiecții video și audio cu legende precum Johnny Răducanu. Evenimentul este prezentat de Florian Lungu. Săptămâna aceasta invităm iubitorii de muzică la un concert aparte, pentru că avem onoarea și bucuria să îl avem în Craiova pe Florian Lungu, un promotor fervent al jazzului. Iată că revenim la jazz. A plăcut foarte mult festivalul care tocmai s-a încheiat și cumva simțim nevoia să ne mai bucurăm de acest gen muzical foarte liber și cumva care ne duce cu gândul la vacanță și la zilele frumoase de vară. Așadar, ca să nu mai țin în tensiune telespectatorii, va fi Umorul în jazz, un concert și un fel de conferință, dar să nu vă speriați de acest cuvânt, pentru că Florian Lungu știe cum să prezinte istoria stufoasă a jazzului într-un mod foarte accesibil și foarte plăcut. Vom avea și niște proiecții video și niște audiții cu înregistrări insolite, înregistrări foarte înregistrări originale și foarte rare, cu legende ale jazzului, cum ar fi Johnny Răducanu, iar în partea a doua vom avea parte și de muzică live, bineînțeles, muzică de jazz cu o trupă din Sibiu, iar Florian Lungu ne va spune și glume din cartea sa publicată cu glume și umor și totul va fi legat în frumoasa muzică a jazzului. Evenimentul va avea loc pe 20 septembrie, vineri, de la ora 19, iar biletele pot fi achiziționate de la agenția noastră din Calea Unirii numărul 16 sau de pe entertix.ro.